În urmă cu câteva luni, Georgiana absolvea liceul peste Aurelian printre cei mai buni elevi și devenea studentă. Viitorul era așa cum îl plănuise și, ca orice tânăr ce vrea să ia viața în piept, și-a făcut planuri, multe planuri. A plecat în vacanță la prietenul său în Anglia, iar o simplă răceală ce nu mai trecea a trimis-o de urgență la medic. Rezultatele analizelor medicale aveau să-i schimbe total viața. Diagnosticul a fost unul crunt pentru o tânără de 19 ani care a avut o copilărie normală, fără probleme medicale. Cum era Georgiana când era mică? Un copil vesel, un copil bun. Leucemie limfoblastică acută, acesta este boala cu care se luptă Georgiana, iar părinții și prietenii se luptă să strângă banii necesari susținerii tratamentului. Și ca și cum nu ar fi fost de ajuns, mai există și problemele create de Brexit, astfel că Georgiana ar putea fi transferată la un spital din țară. Domnul doctor tot vrea să mai prelungească o săptămână, două, cu toate că o să ne vină o factură pentru tratament, așa, contra cost, dar nu-i să întrerupe tratamentul. El asta încearcă, pentru că el a sunat și la ambasada la România, a sunat la București, la spital, dacă o ducem la Fundenii, ca să continue, dacă nu se poate să o păstreze acolo. Acest lucru poate pune în pericol starea sa de sănătate actuală, iar în această situație, familia nu poate acoperi costurile tratamentului. Noi nu avem putere, deci nu avem ce să vindem sau cum să o salvăm. Noi încercăm tot prin oameni, tot prin fundații, tot prin ajutor. În acest moment, Georgiana se află internată în spital și urmează un tratament de chimioterapie. Medicii englezi sunt optimiști în ceea ce privește evoluția sa. Din păcate, pentru mine viața nu a fost tocmai dreaptă. În acest moment trec prin cea mai grea perioadă a vieții mele. Am fost diagnosticată cu leucemie, iar singura mea salvare sunteți voi, oameni minunați. Mă aflu în spitalul Churchill din Oxford, iar costul tratamentului meu este de o sumă foarte mare, 50.000 de lire. Dați, domnul doctor, că 75% se va face bine. Doar că acum iar i-am mai luat luni o biopsie din spate și în urma rezultatului o să ne spună ce și cum. Pentru a putea ajuta pe Georgiana, puteți dona în următoarele conturi. Fiecare leu contează și dă o șansă la viață. Fără tratamentul început, Georgiana nu poate visa la viitor, iar noi îi putem da această șansă. Oamenii din Curtișoara sunt alături de ea, de altfel și foștii profesori sau colegi. În comună, în mai multe instituții publice sau magazine au fost amplasate urne unde fiecare donează cât poate. O sumă cât de mică dă șansa la viața unei tinere pentru care timpul este foarte prețios. Vă rog, oferiți-mi șansa de a putea din nou avea o viață normală.